motivat extrinsec, sunt motivat intrinsec, în funcție de posibil factor material sau parte emoțional. Și atunci de aici se face transferul acesta motivațional. Și aș puncta un lucru care a fost amintit în anul 2003. În anul 2003, raportul OCDE, care este atât de renunțat la televizor, spunea că motivația este un factor determinant în ceea ce privește rezultatele școlare. Suntem în anul 2024 și în anul 2023, legea educației naționale a suferit o modificare, o updatare. Și studiu, au fost întrebări ale cercetării, focus grupuri, interviuri cu părinții, am analizat documentele școlare pentru a evidenția dacă și la nivel al calificativelor vor crește. Bineînțeles că și disponibilitatea profesorilor s-a schimbat în realitate, pentru că au devenit mai conștienți de procesul pe care ei îl conduc. Și cam acesta este rezumatul studiilor de caz prezentat de noi. Doar 7 dintre ele le-am prezentat, pentru că celelalte tindeau să fie un pattern. La nivel observațional se implica mai mult, pentru că a fost încurajată să facă lucrul acesta. Intervenția din cadrul studiului 3, adică quasi-experiment, a fost pe o perioadă relativ scurtă de timp. Dar este destul de greu să îngrenăm profesorii din învățământul primar să se implice, pentru că trebuie să se abată foarte mult de la planul lor inițial. Cercetările viitoare ar putea să exploreze efectele, dar aș vrea să vă arăt la nivel perceptiv care au fost efectele. Permiteți-mi să adresez mulțumiri colegilor din Comisia de Evaluare. Unii dintre ei au făcut un drum lung de la Iași la Cluj, colegul nostru, domnul profesor Florin Frumos. Mulțumim foarte mult. Spuneam și la comisiile anterioare, mulțumim nu doar pentru faptul că acceptați să facem raportul, că citiți teza, ci pentru faptul că ne ușurați sarcina când vă invităm, prin atitudinea pe care o aveți. Mulțumim domnului profesor Ionel Papuc, colegul nostru de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, colaborator de-al nostru de mult timp, pentru disponibilitatea de asemenea manifestată de fiecare dată când îl invităm și ne face plăcere și perspectiva cognitivă și perspectiva relațională întotdeauna. Îi mulțumesc colegii mele, doamna conferențiar de Leamuste, dânsa împreună cu domnul președinte, au făcut parte din Comisia de Îndrumare a ADINEI, deci au fost observatori participativi și activi în ultimii trei ani și jumătate. Împreună cu Adina vă mulțumim dumneavoastră că sunteți prezenți și sunteți prezenți în număr atât de mare. Îi mulțumim doamnei conferențiar Diana Sâr de la Academia de Muzică pentru prezență. Îi mulțumim proaspetei doamne lector doctor Diana Marin de la Academia de Muzică și vă mulțumim tuturor. Dosarul pe care îl are Adina cuprinde rapoartele noastre ale tuturor, inclusiv al meu. De obicei sunt rapoarte destul de consistente, în care noi ne argumentăm calificativul pe care îl acordăm tezei, și anume admis, respectiv suntem de acord cu conferirea titlului de doctor în științele educației și și în cazul acesta am un astfel de raport, bineînțeles, sunt foarte de acord și susțin cu multă căldură acordarea titlului de doctor în științele educației doamnei Adina Câmpian. Nu o să citesc raportul, doar o să menționez câteva argumente în baza cărora am acest aviz favorabil. Titlul tezei, aș începe de aici, poate că ne surprinde, noi suntem obișnuiți mai mult cu conceptul de evaluare, de evaluare didactică, dar de fapt feedback-ul este cel care asigură esența evaluării, asigură substanța evaluării și mai mult vorbim de un feedback pe care îl culege profesorul atunci când face evaluarea,
sau evaluatorul, dar vorbim și de un feedback pe care oferim după ce facem evaluarea, atunci când argumentăm rezultatul evaluării. Și aș vrea să evidențiez rafinamentul de cercetător pe care îl demonstrează Adina atunci când alege un astfel de titlu mai puțin abordat din punctul de vedere al cercetării, un titlu pe care îl onorează realizând cu adevărat o cercetare complexă, consistentă, solidă, așa cum am putut vedea de prezentare. Din punctul de vedere al abordărilor pe care le regăsim în teză, aș spune că abordarea educațională care, firește, trebuia să fie prezentă, este completată cu abordarea curriculară, cu abordarea didactică, cu abordarea metodică și chiar cu abordarea legislativă, având în vedere implicațiile pe care le-a valorificat Adina în acest moment, dar având în vedere și implicațiile ulterioare, și mă refer aici la potențialul lucrării. Lucrarea are un potențial de contribuție nu doar pe linie metodologică, didactică, metodică, ci și pe linia construirii documentelor de politică educațională în domeniul evaluării. Apoi, mergând mai departe, aș spune că termenul acesta de feedback a fost excelent dezvăluit, să spunem, descris atât pe linie diacronică, și am putut vedea unul, două slide-uri la început, cât și pe linie sincronică, într-o manieră cât se poate de modernă. Și implicit și explicit, paradigma sau paradigmele educaționale pe care le-am văzut prezentate, paradigma centrării pe competențe, paradigma centrării pe activitatea de învățare, paradigma reflexivității, sunt cât se poate de prezente în lucrare. Asta înseamnă că termenul general a fost dezvoltat, descris și integrat într-o matrice explicativă care, într-un mod corect, și-a găsit reflectarea în cercetarea practică. Această matrice explicativă înseamnă nu doar definire de termeni, relaționare de termeni, ci înseamnă și construirea unui model teoretic, înseamnă și construirea modelului Better, care nu a rămas acolo în cercetarea teoretică, ci și-a găsit aplicabilitatea în cercetarea aplicativă. De asemenea, apreciez faptul că Adina are o definiție proprie pentru feedback-ul pozitiv, în care a surprins elementele pe care le-am considerat relevante din literatură. Definiție care, cu siguranță, a reprezentat reperul pe parcursul întregii lucrări și va reprezenta un reper și pentru ceilalți. Așadar, cred că putem să vorbim despre un curaj epistemic atunci când ne referim la tratarea unui astfel de termen în ambele componente ale lucrării, cercetarea teoretică și cercetarea aplicativă. M-am referit la cea teoretică, o să spun câteva cuvinte despre cea aplicativă. Cred că este o cercetare curată, bine gândită, coerentă, cu componente care, da, au fost gândite și au fost prezentate separat, dar pe care le leagă un anumit fir al cercetării. Am putut vedea o situație de cercetare, dacă ne referim la toată secțiunea în ansamblul ei, coerentă și consistentă, în care studiile prezentate, cercetările și culminând cu studiile de caz, au avut în vedere conceptul central, așa cum era evident, feedback-ul, dar alături de el, conceptele corelative pe care le-am avut de fapt și în titlu, stima de sine, motivația și toate în contextul paradigmei activizării. Știam eu că am uitat o paradigmă activizării.
concepte sensibile, delicate, greu de cuantificat, greu de măsurat, dar în același timp, în mod evident, și rezultatele cantitative și calitative au arătat acest lucru, în mod evident, interconectate. Am apreciat faptul că există o legătură logică foarte solidă între cercetarea teoretică și cea aplicativă. Am apreciat calitățile de cercetător ale Adinei. Ea, așa cum am văzut din prezentare, a îmbinat metodele extensive de cercetare cu cele intensive, foarte utile focus grupurile pe lângă studiile de caz, și foarte util faptul că ele au fost descrise în lucrare, de asemenea interviurile, analizele documentelor curriculare realizate. Având în vedere complexitatea cercetării și având în vedere caracterul sensibil al variabilelor, Adina a considerat că este foarte bine să realizeze niște studii de caz. Acestea au presupus un efort suplimentar care merită să fie menționat. Într-adevăr, au fost găsite similitudini între unele cazuri, de aceea în teză nu au fost prezentate toate, dar ele pot să fie consultate. Și prin studiile de caz, cred că au fost evidențiate unele nuanțe particulare ale feedback-ului care vor fi utile în cercetările viitoare ale Adinei și ale altora. De asemenea, m-aș opri în câteva cuvinte la contribuția didactică pe care o are Adina în lucrare și, din fericire, suntem în situația în care această contribuție didactică nu este doar la nivel de proiectare, ar putea fi așa, am putea face așa, ci este o contribuție didactică experimentat în cadrul cercetării. Să zicem că punem la dispoziția cadrelor didactice niște mini-ghiduri cu ajutorul cărora ele, cadrele didactice, vor putea oferi feedback pozitiv, prin faptul că strategiile de oferire acestuia sunt descrise. Și această descriere este clară, operațională. Acolo sunt verbele, sunt acțiunile pe care le facem, sunt niște recomandări educaționale, sunt niște semne de exclamare, așa da, așa nu, ceea ce ne ușurează nouă cititorilor atât lectura, cât și preluarea strategiilor respective. Apreciez de asemenea onestitatea Adinei, care conștientizează metodele de cercetare pe care le-a utilizat și instrumentele și faptul că întotdeauna acestea duc după ele și unele limite. Apreciez delicatețea cu care a realizat, zice, observare etnografică. Parcă nu-i observit, tot observare este, dar sună mai deosebit, etnografică. Să zicem și noi, observare etnografică realizată și instrumentele folosite pentru realizarea acesteia. Deci, având în vedere aceste argumente, aceste principale argumente, susțin cu foarte multă căldură acordarea titlului de doctor în științele educației, doamnei Adina Câmpia. Continuăm prezentarea opiniilor, referenților, începând de acum, cu privire la teza de doctorat pe care ați avut ocazia să o audiați mai frumos de acum. Înainte de a spicui referat, că la fel ca și doamna profesor Mușata Bobor, nu voi citi, ci voi menționa câteva lucruri importante din referatul meu. Aș vrea să mulțumesc
primul rând, doamnei profesor Bocoș, pentru invitația de a face parte din Comisia de Prezentare Publică a Tezei de Doctorat. În mod oarecum zicătorul este prima situație care sunt în care calitate de coordonator într-o comisie și, deși sunt coordonator de vreo 5 ani, e prima dată când sunt, da, și da, este prima dată la Cluj când sunt într-o comisie de care referent. Mulțumesc pentru invitație foarte mult și sunt onorat să fiu aici și sunt bucuros că sunt aici și vin cu drag și pentru că rădăcinile sunt în zonă. Părinții mei și eu sunt budistii sau zoravistii de două și de aceea vin și este și o ocazie în care îmi văd părinții și prietenii și locurile dragi. Teza a fost impresionantă, copleșitoare pentru mine și cred că nu am luat chiar tot timpul de care aveam nevoie ca să explorez, însă m-a spus pe gânduri în multe feluri și e bine că prea puțin reușesc oamenii să spun toate gânduri astăzi, în sensul de a reflecta profund la niște lucruri, că mă pun pe gânduri, n-am în sensul de a poveste, dar pentru a reflecta la niște lucruri foarte importante din educație, din cercetare educațională și din practicile educaționale, e un lucru de curat. Dar știu că lauda nu este feedback pozitiv, însă să știți că o să mai fie astfel de situații. Astăzi este voie. Astăzi este voie. Cred că așa să fac acest lucru. O să mai fac acest lucru pe parcurs. De o idee așa mai globală de unii voastră. Tema aceasta a feedback-ului, zic că intră paradigma mai largă a comunicării și în cazul nostru a comunicării educaționale și mai specific didactice, este mai rar tratată și cred că a intrat într-un fond de umbră în ultimul timp și este extraordinar de bine că ați reactivat-o. Arată curaj epistemic, cum a spus și doamna profesoră care l-a coordonat acest demers. Arată curaj epistemic să asume teză o temă neexplorată sau care nu este la modă, ca să zic așa, în cercetare. Este esențială tema pentru că circularitatea sau recurența sau reluarea interațiilor în schimbul de informații și schimbul de mesaje didactice reprezintă, dacă suntem atenți, chiar esența comunicării. Nu avem transmitere, ci avem comunicare în situația în care avem un dute vino de mesaje de la emisător la receptor și se repetă la sfârșit acest ciclu. Deci, practic, susținerea comunicării depinde vital, fundamental, de feedback. Fără feedback nu avem comunicare. Așa că este esențială tema din perspectiva aceasta și tema feedback-ului în educație și, sigur, cu conceptele pe care le-ați asociat, respectiv motivarea elevilor, implicarea activă și stimularea dezvoltării stimei de sine. Acum, mie mi-a plăcut chiar partea de la început, cu demersul acela istoric. Ne-așteptați și foarte frumos, foarte elegant, dar credem că începe lumea cu noi, nu începe cu noi, de departe și poate bine să ne întoarcem la oameni care au gândit, au reflectat sau la culturi care au fost foarte profunde, cultura greacă, cultura latină sau renașterea europeană și faptul că ați făcut acest demers istoric este un lucru minunat, ați așezat foarte bine tema feedback-ului în scena preocupărilor dumneavoastră. Apoi, al doilea capitol, care sunt multe capitole, al doilea capitol teoretic, mi-a plăcut și a schimbat pe registru și a acceptat acest lucru și mai târziu în cercetare. Mi-a plăcut pentru că ați pus într-o manieră oarecum inedită autori clasici care au vizat într-un fel sau mai direct sau indirect, oricum ați evidențiat foarte bine acest lucru, tema feedback-ului, Osberg și Robinson, Bloom, Skinner, ca să îi luăm pe cei clasici din științele educației, iar apoi ați venit foarte bine în zilele noastre, cât se poate de zilele noastre, la geografie,
și la faptul că mai efectul de 07 se creează practic feedback între cele mai importante intervenții educative cu impact pe care le putem face în educație. Dacă este atât de mare efectul, atunci ar trebui să facem acest lucru cu siguranță, pentru că înseamnă să acționăm eficient, economic și bazat pe dovezi empirice, pentru că pe analizele la care face referire face sunt cele mai tari dovezi empirice la care putem apela. Este excelent că a spus aceste evidențe în capitolul al doilea, deja înainte de a apuca de partea de cercetare. În al treilea capitol, cred că cea mai importantă contribuție și chiar m-a surprins din nou plăcuri și a fost modelul LETER. A fost excelent această și original organizarea și pe pași și pe strategii, care a și valorificat în cercetare. Când m-am uitat să văd acum bun, l-a inventat, dar să vedem, îl aplică și l-ați aplicat. Așa vreau să facem. Modelul LETER, design personal, cum a scris acolo, model de feedback pozitiv în pași raționalizați, pași în care ați înaintat rațional prin acele etape, cu acele întrebări și cu acele intervenții, deci efectiv stratificarea și organizarea temporală a strategiilor pe care lucrați a fost remarcabilă. Și într-un fel ați validat-o empiric în studiul clasei experimentale. Deci, foarte bun. Vă spuneam să mă focalizez, că sunt așa, e atât de amplă teza, încât chiar nu putem să facem chiar analiză în detaliu. Și sunt și colegii mei în comisie și sigur nu vreau să mă analizez să scrie teza. În capitolul al patrulea apare conceptul de stimă de sine, care este pus în relație cu imaginea de sine a elevilor. Și cu relația așteptată între cele două, normal, feedback-ul pozitiv și stima de sine se asociază și împreună stimulează performanțele în formare și acest lucru vă propune să-l testați în primul studiu. În primul studiu vă duceți către profesor și investigați măsura în care profesorii percep că oferă feedback. Mi-a plăcut că ați și dat așa anumite elemente din cercetare ca atare. Cum profesorii spun că, și mi-am mai și notat, spun că dau de câte ori este nevoie. De câte ori este nevoie și după aceea o dată pe zi, o dată... Na, nu erau chiar așa de exact în referințe. Dar cred că i-a făcut să reflecteze la acest lucru și cred că, deși noi nu ne propunem, cercetarea asta a avut un efect educațional pentru ei, pentru că și i-a făcut să reflecteze la practic și probabil să încerce să amelioreze câte ceva. Probabil, măcar pe unul din ei. În al doilea studiu a schimbat perspectiva, ați mers pe ele, ceea ce este normal. Adică ați vrut să vedeți, ok, nu numai reprezentarea profesorilor, că pot să se prezinte glorios profesorul, să se apreceze ca fiind minunați, așa că acum. Cam cum procedează, cum ne apreciem noi, suntem minunați, toți, așa? Dar realitatea, câteodată, le spune un pic altceva. Și atunci v-ați dus la realitate, adică la elev. Și foarte interesant că ați raportat și situațiile în care, ipotezele pe care le-ați propus, nu s-au confirmat și este normal să nu se confirme unele din ipoteze, unele din așteptări. Și este chiar un feedback. Până la urmă, ne dă o imagine asupra a unor alte mecanisme mai pozitive, dezvoltarea stimei de sine și motivarea elevilor din ciclul primar pentru implicare activă în procesul didactic, are următoarele calități. O temă de analiză complexă și importantă pentru educația formală, un demers de analiză și de reflexie fundamentat pe coroborare de surse de informații relevante, demersul de cercetare realiste, raționale, riguroase, în cercetări sunt utilizate concepte din psihologia educației și a învățării într-o suită de studii ce oferă ce reflectă preocuparea pentru temerea științifică a concluziilor, permiteți base, și onestitatea științifică a autoarei reflectată în descrierea detaliată a demersurilor, a limitelor cercetării și încitarea onestă a surselor de informații. Având în vedere considerațiile de mai sus,
cel pe care am făcut verbal, declarăm că lucrarea, rolul feedback-ului pozitiv în dezvoltarea stimei de sine și motivarea elevilor din ciclu primar pentru implicare activă în procesul didactic elaborată de doamna doctoran Mica Prundeanu Constărită Câmpiana din Amana, sub îndrumarea doamnă profesor universitar dr. Bușata, Bocoș Bușata Lacia, întrunește condițiile unei teze de doctorat în științele educației și că suntem de acord cu susținerea publică a acestei. Mușata Bocuș, coordonatorul științific al tezei, pentru invitația pe care mi-a adresat-o de a face parte din Comisia de Analiză și Evaluare a tezei, invitația la care am răspuns cu mult drag. Mulțumesc, doamna profesor. Tema de doctorat, adusă în câmpul dezbaterilor, este o temă de mare actualitate și are o mare relevanță științifică, deoarece completează metodele didactice interactive de implicare activă a elevilor în activitățile didactice. Atunci când se vorbește de managementul clasă, se discută de cele trei elemente majore, și anume managementul conținuturilor, managementul disciplinar și managementul relației profesor-elev. Vedeți, în parte 3, major este rolul profesorului. În felul acesta, am remarcat că doctoranda, având o experiență bogată în activitatea didactică, a sesizat importanța feedback-ului pozitiv în dezvoltarea stimei de sine la elevi și în motivarea acestora de a se implica în procesul didactic, cu atât mai mult cât elevii sunt în ciclu primar și sunt extrem de receptivi la modele. Designul cercetării este judicios întocmit, are o parte de fundamentare teoretică și o parte de cercetări proprii. În prima parte a tezei, mai exact în capitolul 1 și 2, doctoranda face o bună documentare, aproape o meta-analiză a conceptului de feedback, face o trecere în reviste cu privire la istoricul feedback-ului, la evoluția și importanța acestui concept și mai ales la importanța acestui concept în educație. Identifică mai multe tipuri de feedback, toate cu rol esențial în procesul de dezvoltare personală. În capitolul 3 al tezei, doctoranda prezintă date despre rolul feedback-ului pozitiv în generarea de emoții, comportamente, trăiri. Emoțiile pozitive, așa cum bine se știe, favorizează dezvoltarea unor comportamente proactive de implicare în sarcină, iar cele negative dezvoltă spiritul critic și de cele mai multe ori dezvoltă o atitudine de procrastinare. Cred că fiecare dintre noi a trecut prin acest lucru, iar doctoranda sesizează foarte bine acest mecanism. Felul acesta, cred că există o legătură directă între gând, emoție, comportament, iar gândul determină o emoție pozitivă, emoția pozitivă determină un comportament de implicare și, într-adevăr, prin bucla de feedback își menține interesul. Profesor, indiferent că lucrează în învățământul primar, gimnazial, liceal sau universitar, trebuie să creeze acele contexte de învățare pentru o învățare ancorată. El are la îndemână resursele elevului. Aceste resurse trebuie puse în situații de învățare relevante, iar acestea duc la implicare și la dezvoltare personală și profesională. De cele mai multe ori, sper că ați urmărit și noastră și cunoașteți majoritatea, sunteți cadre didactice, elevul caută la profesor în primul rând entuziasmul. Îi urmărește atitudinea, urmărește valorile în care el crede, însă, de cele mai multe ori, profesorul oferă informații, iar elevii deja trăiesc într-o lume saturată de informații. Rolul major al profesorului este de a-i trezi interesul, mai ales interesul pentru învățare, adică de a-l motiva, iar motivația are o legătură directă cu stima de sine.
este, sunt obsedat de această întrebare, pentru că sunt două lucruri. O parte din profesori care au follow-up sunt deja plictisiți, iar o parte din cei tineri sunt cei care refuză. Dacă cumva avem un chestionar care depășește 50 de itemi, deja la 40 se opresc. Așa că această prioritate, desigur, să răspundeți când o să vină sesiunea de întrebări, vă rog, bine? Rezultatele obținute în cadrul acestui studiu confirmă o relație semnificativă între furnizarea de feedback pozitiv și motivația elevilor și între sentimentul de autoeficiență a profesorilor și comportamentul lor de furnizare a feedback-ului pozitiv. În capitolul 7 s-a urmărit anxietatea de testare, locusul de control și percepția feedback-ului pozitiv la elevii din învățământul primar. La acest studiu, la fel, participă un număr destul de mare de elevi, 455, iar rezultatele denotă că nu există o corelație semnificativă între nivelul de anxietate de testare și percepția lor asupra feedback-ului pozitiv primit de la profesor. Mai degrabă, anxietatea de testare de ordin teoretic, metodologic și practic. Pe baza acestor argumente, am fost de acord cu susținerea publicatezei și sunt de acord ca doctoranda Adina Oana Mica Prundeanu Câmpean, adică Adina Câmpeanu la simplu, să-i se confere titlul științific de doctor în domeniul științe al educației. Vă felicit! Această temă și aș vrea ca ceea ce considerațiile pe care le fac astăzi să le împart în două categorii, legate de partea teoretică și de legate de partea practică, întrucât ele deja au fost dezvoltate cu foarte multă acuratețe. Într-adevăr, așa cum spuneau și colegii mei din comisie, de astăzi tema este una de interes. Odată pentru că este foarte ofertantă din punct de vedere teoretic, doctoranda a menționat puțin mai devreme că datorită acestei atractivități este foarte prezentă în discursurile multor oameni care poate nu neapărat au un background pedagogic, dar care au simțit că interesul tuturor celor implicați în calitate de actori educaționali direct sau indirect în educație este prezent, îl regăsim foarte mult în cursuri de parenting, în cursuri în diverse activități științifice validate sau nu de o instituție educațională de calibru. Tema abordată prin maniera ei descriptivă instrumentală prin care a fost tratată și metodologia de lucru atent utilizată și rezultatele îndeplinește condițiile unei teze de doctorat și că susțin acordarea titlului de doctor în științele educației doctorandei Adina Oana Mica Prundeanu căsătorită. Felicitări! Prima întrebare. Cum s-a explicat faptul că în studiul empiric care a făcut, nu ați găsit diferențe între băieți și fete în ce privește creșterea stimii de sine, deși v-ați așteptat să existe și să eventual variografie de ce v-ați așteptat să existe? A doua întrebare. Poate fi aplicat modelul Better la gimnaziu, liceu și universitate? Dacă da, ce ar vrea să spune? Și încă una dacă ați. În ce fel ați conectat feedback-ul cu feed-forward-ul? Mulțumesc!
Eu n-am fost economist. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu, cred că putem invita pe doctorat să răspundă. Dar următoarele 30 de minute. Minima. Aș începe. Vă mulțumesc foarte mult pentru apreciere, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru întrebări de asemenea. Aș începe cu răspunsul la întrebarea domnului profesor Papuc, referitor la vârsta profesorilor care au participat și am încercat repede să organizez datele astfel încât profesorii până în 34 de ani au fost în proporție de 18,9%, restul au fost 21%, ceea ce reprezintă un procent foarte frumos pentru că, sincer, mă așteptam ca, în general, profesorii care sunt la începutul... Să fie mai curioși. Dar cel mai mare procent, așa cum este evidențiat și pe diagramă, procentul de 24,6% pentru profesorii între 45 și 49 de ani, care în realitate se apropie foarte mult de vârsta de pensionare. Și am urmărit acest răspuns până la finalul... Am urmărit acest răspuns pentru a vedea dacă au persistat și dacă numărul acesta de 455 de profesori rămâne în picioare până la ultimul item și, într-adevăr, au persistat în acest răspuns și au dat răspunsuri complexe și acolo unde au fost deschise, unde a putut noi să facem un studiu calitativ al răspunsurilor. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! De asemenea, vă mulțumesc, domnule profesor, frumos pentru întrebările acordate. Am reușit să le notez repede. În primul rând, de ce am crezut eu că ar avea diferențe semnificative între băieți și fete? Pentru că am văzut că există foarte multe direcții contemporane referitoare la modul în care fetele percep emoțiile și modul în care băieții își organizează activitatea. Și, de obicei, tind aceste direcții să sublinieze faptul că fetele sunt construite din emoții, iar băieții din acțiuni. Și, într-o oarecare măsură, era o percepție, acum spun eronată, în sensul în care am observat că nu există diferențe semnificative și, în realitate, aceste diferențe nu se identifică în studiul nostru. Nu e atât de acută pe măsură ce crezi că între adolescență vor apare cu siguranță aceste diferențe. Ei încă nu se percep așa de bine feminin masculin. Asta este o explicație. Vă mulțumesc foarte mult pentru completare. Știu că am lucrat, mulțumesc. De asemenea, cea de-a doua întrebare, dacă modelul Plater ar putea să fie aplicat pentru elevii din ciclul gimnazial și liceal, chiar înainte de susținerea publică a lucrării, vorbim cu domnul profesor Papuc de această discrepanță între modul în care este, fiind și fostă profesoară de gimnaziu și liceu, pe română și spaniolă, chiar am observat această diferență de acțiune în cadrul gimnaziului și liceului. Tindem foarte mult în gimnaziu și în liceu să mergem pe conținuturi predate, pe faptul de a ne îndeplini sarcinile, de a parcurge materia, poate mai puțin, în general, din propria percepție, n-am măsurat, dar strict la nivel perceptiv, poate mai puțin de a vedea modul în care elevii noștri se simt. Am experimentat acest sentiment cu elevii de liceu și cu elevii de la universitate și am feedback-uri scrise după fiecare curs extraordinar, foarte frumoase pe care le-am împărtășit cu coordonatorii mei. Nu cred că am putea să fim limitat, însă cred că probabil ar dispărea interesul spre anii terminali. Pentru că profesorii foarte mult au tendința, mai ales cei care au discipline de evaluare, au tendința să-și parcurgă materia și să-și îndeplinească obiectivele academice, nu neapărat și cele emoționale. Dar cred că cu perseverență s-ar putea implementa. Da, cred că există o corelație între feedback și feedforward. În realitate, feedback-ul implică acest punct observațional și buclă și de fiecare dată intervenim în viitor cu obiective implementate, cu soluții și feedback-ul pozitiv pe care, și definiția pe care eu am
a avut curajul să o ofer, implică inclusiv acest aspect, pentru că noi ne dorim, prin acest concept de buclă, să revenim asupra situației, să vedem în ce măsură s-au îndeplinit obiectivele și atunci cred că cumva acest concept de feedback ar trebui să fie, dincolo de nivelul perceptiv, mult mai complex evidențiat și dincolo de, de realitate și de viitor. Mulțumim! Acum, dacă cineva din public dorește să adreseze vreo întrebare, nu obligatoriu. Eu aș dori, nu întrebare, ci câteva aprecieri. Mă bucur foarte mult și sunt onorată să fiu prezentă azi aici, în primul rând pentru Alina, pe care o cunosc de ceva vreme. Mă simt ca și acasă, într-un fel, pentru că sunt oameni dragi mie, sunt multe persoane cunoscute. Pe de altă parte, venind din zona muzicală, am auzit câteva cuvinte care ne caracterizează scenă, registre, noi le asociem cu domeniul muzical, evident. Am constatat, știam de seriozitatea Adinei, dar am constatat astăzi în prezentarea ei o cercetare extrem de generoasă, robustă, foarte, foarte ofertantă și, pe de o parte, e o contradicție de sentimente la mine. Apreciez foarte mult seriozitatea, pe de altă parte îmi dau seama câte mai avem noi de învățat, noi muzicienii, pentru că la noi cercetarea are altă atmosferă, altă aliură, altă formă, sigur că da, dar dorim să ne îmbunătățim și m-aș bucura foarte mult să am acces mai detaliat la lucrarea Adinei. Și o felicit din tot sufletul și la final aș vrea să spun despre omul Adina Câmpean, care este cu zâmbetul pe buze mereu și care este dornică să ne ajute. De fiecare dată de fiecare dată la întâlnire cu Adina am remarcat acest aspect și apreciez în mod deosebit seriozitatea cu care a tratat cercetarea. Felicitări! Ar putea fi aplicate și pentru adulți, în relația angajat, șef, la locul de muncă. Mulțumesc foarte mult, Adina, pentru întrebare. Așa cum menționam încă de la începutul cercetării, această cercetare teoretică s-a exprimat nu numai pentru partea educațională, ci ar putea să fie foarte ușor pliată pe parte de companii. În sensul în care modelul Better, da, există într-adevăr în companii și de acolo m-am și interesat și am făcut cercetarea cu privire la modelul Better, cum ar putea să fie aplicat prin modele procedurale. Dar am încercat să comasez toate modelele procedurale și de fiecare dată să găsesc o manieră mai activă, mai vizuală și mai complexă de observare. Cred că ar putea fi îmbunătățită pentru că ea deja există, acest model deja există și cred că ar putea să fie îmbunătățit în sensul aplicării unor rigori specifice educaționale, pedagogice, pentru că momentan tind să cred că cei care oferă acest feedback își rezumă foarte mult cercetarea, își iau informațiile de pe internet, nu întotdeauna știu să-și caute sursele potrivite de cercetare și atunci cred că, în primul rând, dacă ar fi să expun niște pași, ar trebui să-și selecteze sursele, după care să găsească cel mai bun model pentru companie și să fie agreat și, așa cum am făcut noi și împreună cu elevii, să fie un model agreat de aplicare și după aceea să se măsoare, să se vadă dacă aduce într-adevăr beneficii, dar înainte de toate trebuie stabilite și care ar putea să fie obiectivele și beneficiile vizate. Mulțumesc! Sper că am răspuns. Mulțumim! Nu știu că ne putem retrage pentru deliberare. Vă rugăm să ne așteptați. Putem vin să mă ascult și până... Dar nu ne mai e. Nu ne mai e. Așa, să fim mai aparte. Că ne rugăm. Comisia între tipa deliberat, invităm și pe dumneavoastră să vă ridicați în picioare. Da? Așa. Dar, în urma deliberării, subsemnatul în calitate de președinte al comisiei și numele tuturor colegilor,
mă bucur să-i acord, să acordăm titlul de doctor în științe educației cu calificativul excelent colegei noastre Mica Sundean Câmpeana din Acua. O felicităm! Intensă de 4 ani. S-a încheiat frumos alături de profesorii dragi mie și alături de voi, prieteni dragi și cei care sunt cu inima în mine, pentru că a fost o perioadă foarte intensă. Așa cum cei mai mulți știți, am avut parte și de încercări pe care le-am trecut pozitiv, dar cu ajutorul tuturor celor de aici și celor care sunt acasă și vă mulțumesc foarte mult pentru tot. Mulțumesc tare mult! Mulțumim!